Un escritor a avut o opțiune... Dar de ce această opțiune a fost Traian Vasilcă și a cui a fost totuși? Dacă e să spunem lucrurile pe nume. Da, dacă este să spunem lucruri pe nume, este evident că fiind bloggerul PD-ului și așa mai departe, deci evident că merge pe filieră politică.